Textul acesta, dragii mei, și numai viața lui Iosif, e caracterizată de foarte multe lucruri, de foarte multe lucruri pe care sunt convins că le cunoașteți, dar un aspect destul de interesant în viața lui Iosif sunt visele. Acum, dragii mei, nu sunt genul de om care visez prea mult. Am învățat ca unele să le țin sub anumit control, dar îngăduiți-mi să pornesc de la două premise în această seară. Și primul din ele este acesta. Ai grijă cui îți împărtășești visele în viață, pentru că anumiți oameni cărora le vei împărtăși visele tale s-ar putea să ți le transforme în coșmaruri. Sper că m-ați auzit bine. Ai grijă cui îți împărtășești visele în viață, pentru că s-ar putea ca cei oameni cărora le împărtășești visele tale, deși tu nu înțelegi asta, s-ar putea ca ei să-și dorească și să aibă grijă ca să-ți transforme visele acestea în niște coșmaruri. La un moment dat ne spune Biblia că Iosif avea aproximativ 17 ani și are un vis. Se face, spune el, că era undeva pe un câmp, erau niște znopi, 11 znopi care erau în jurul lui, el era în mijloc și se plecau în fața lui. Și în momentul ăla spune cuvântul lui Dumnezeu că reacția fraților lui Iosif a fost una pur românească. Spune cuvântul Domnului în Geneza 37 cu versetul 8 că frații lui Iosif au reacționat în felul următor. Au zis Biblia că stai mă puțin, ce suntem noi aici? Și spune cuvântul Domnului că au început ce să facă? Să-l urască. Să-l urască. În momentul în care îi împărtășești anumite vise pe care le ai, s-ar putea ca să fie oameni, ascultă-mă, care să te urască din pricina asta. Pentru că se simt nedreptățiți, pentru că se simt frustrați și de aceea cred că e foarte important în viață să știi cui să-ți împărtășești visele. Mai mult de atât, spune Biblia că Iosif are un al doilea vis. Și este un vis cu aștrii cerului, da, și spune că în visul meu, hai să vă mai zic un vis. Nu a fost primul suficient, că Iosif îl entuziasmă, la 17 ani, e bine să-i împărtășe toate secretele cu alții. Și spune Biblia că a zis, hai să vă spun ceva, era și taică sau acolo, probabil și maică s-a și-a zis, ascultați-mă, zice, soarele, luna și stelele se proșteneau în fața mea, cu alte cuvinte. Spune cuvântul Domnului că dacă la primul vis l-a urât, spune cuvântul Domnului, dragii mei, că l-a istorisit tatălui său, Geneza 37 cu 10, și fraților săi, tatăl său l-a mustrat și a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu cu mama ta și cu frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Dar au zis, spune Biblia, că frații săi au început să-l pismuiască, adică să-l invidieze. Dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Fii foarte atent în viață cui îți împărtășești visele. Pentru că spun încă o dată, s-ar putea ca anumiți oameni să aibă grijă să ți le transforme în coșmaruri. Am auzit povestea unui tânăr din perioada comunistă care avea un vis pe care încă mulți tineri îl mai au, American Dream, voia să meargă în America. Visul lui era să fugă, să plece din țară, să ajungă în America, în țara tuturor posibilităților. Avea un prieten foarte bun și la un moment dat prietenul lui a început să-i povestească visul lui. Bă, visul meu, ce faci după ce termin liceu? Trec Dunărea Not, Serbia, Austria, America, țara tuturor, vreau să plec în America. Și foarte mult timp i-am împărtășit visul acesta unui prieten de-a lui, cel mai bun prieten. La un moment dat i-a zis, dragul meu, visul meu este pe cale să se împlinească. Am găsit o călăuză săptămâna viitoare, miercuri, nu știu, la 4 dimineața, am să trec Dunărea. Prietenul a fost foarte încântat și a avut grijă să comunice securității detaliul acesta. Și visul acestui tânăr de a trece Dunărea Not, dragii mei, n-a mai apucat nici să treacă Dunărea Not, pentru că au avut grijă să îl întemnițeze și au avut grijă să îl bată și să-l umilească groaznic și să rămână cu sechele pe viață. Și să afle după anii 90, studiind propriul dosar, că de fapt cel mai bun prieten al lui a avut grijă să-i transforme visul în coșmar. Acum nu spun, dragii mei, să cădeți în secretoșenie din asta, vai, nimeni să nu știe nimic. Dar e foarte important în viață să știi cui să-ți comunici visele tale, cum să le comunici. Un alt lucru, ai mare grijă mai apoi, nu doar cui împărtășești visele tale,
Dar mai este un principiu pe care vreau să vă împărtășesc în partea aceasta introductivă. Ai grijă cum interpretezi visele. Cred că asta e și mai important. Cu ele împărtășești e foarte important, dar cum interpretezi visele e foarte important. Sau, ascultă-mă ce spun, ai grijă cum interpretezi tu visele altuia. Pentru că s-ar putea ca să fii la punctul, bă, uite ce cred eu că înseamnă visul ăsta. Și atunci e foarte important să înțelegi că s-ar putea ca prin ceea ce spui tu să pui o dimensiune interpretativă care s-ar putea să fie greșită. De aceea, dragii mei, e foarte important în viață să știm cum să interpretăm anumite lucruri. Pentru că, ascultați-mă, există vise care vin din mulțimea grijurilor, cele mai multe ne spune Biblia. Cred că sunt anumite vise, dragii mei, care vin din partea celui rău. Și există vise pe care ți le poate da Dumnezeu. Dumnezeu poate să comunice în modul acesta, să ne vorbească Dumnezeu. Dar ascultați-mă, e importantă nu doar conținutul, e important interpretarea. Și mă rog în direcția aceasta, dragii mei, ca să fim foarte înțelepți. Și știți de ce? Pentru că pe mine personal m-a marcat un episod pe care l-am trăit în urmă cu mai mulți ani de zile, cred că v-am mai împărtășit în biserică. Eram undeva într-o tabără în Austria. Și am stat de vorbă la un moment dat, țin minte, după o primă sesiune în care am predicat, am stat de vorbă cu un tânăr. Era terminat, era depresiv, avea o față întunecată, o privire groaznică. Și păi am zis, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Și au zis, ce-mi spune tânărul acesta? A zis, frate Dorel, viața mea la pământ e distrusă. Nu reușesc să dorm decât foarte, foarte greu, am coșmaruri în fiecare noapte. Și am zis, bă, dar ce s-a întâmplat cu tine? Zis, în urmă cu un an și ceva, cred că un an și jumătate, o soră de la noi din biserică, care eu știu de ce e prorociță, fiți atenți, a venit la mine într-o zi și mi-a zis, frate, ascultă-mă, Domnul mi-a spus să spui viața în rânduială că vrea să-ți duc acasă. Adică vei muri. Și cum o zis? Scurte vreme. Asta o visa sora. Și sora a avut neapărat grijă să împărtășească visul ăsta. Acum, frații mei, am stat să mă gândesc, ok, am în față un tânăr distrus, terminat, care trăia în fiecare zi cu frică de moarte, atacuri de panică și fel și fel de chestii. Și am zis, m-a rugat lui Dumnezeu, zis, Doamne, ce să-i spun acestui om? Ce ar trebui să-i spun acestui tânăr? Și acum nu pretind, dragii mei, că sunt tot timpul conectat, gata, la revelația lui Dumnezeu, dar în momentul acela, Dumnezeu m-a inspirat să-i pun următoarea întrebare. Vreau să te întreb ceva, ascultă-mă aici, am zis către el, care este efectul visului asupra ta? Păi, care, frate? Ești distrus. Ești terminat. Deci reacția visului asupra ta e una praf, ești tu băgat în pământ, ești terminat, nu mai dorm, frate, de atunci viața mi-e distrusă, am atacuri de panică, sunt depresivă. Ok. Și atunci am spus așa, eu cred următorul lucru, că niciodată Dumnezeu, pentru că ești, mi-a spus viața, pentru că mi-a împărtășit viața, trăirea lui, credincioșia lui, i-am spus așa, nu cred că vreodată Dumnezeu dă unui om o înștiințare, dacă vreți chiar un vis, fie prin intermediul altuia, prin care viața lui să fie distrusă. Care e rezultatul? Tu ești terminat, ești la pământ. Niciodată Dumnezeu când vorbește în direcția asta unui credincios nu face să-l dărâme. Dumnezeu nu știe viitorul, ba da. Dumnezeu nu știe cum o să reacționeze, ba da. Și am spus, ascultă-mă aici, visul ăsta nu-i de la Dumnezeu. S-a uitat la mine și a zis, ce vrei să spui, frate Dorel, că nu mor, nu o să mori. Prin credință spun că nu o să mor și vei trăi. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te, în numele lui Iisus, capul sus, vezi de viață că Dumnezeu are lucruri de făcut cu tine. Repet, nu trebuie să fie o componentă de profeție, dar am simțit că trebuie să spun lucrul acesta. Dragii mei, am văzut ceva incredibil. În câteva minute viața acestui om a fost schimbată. În câteva minute, dragii mei, am văzut cum este, cum corsetul ăsta de depresie și de anxietate care era peste el și peste mintea lui, parcă s-a rupt, a venit la rugăciune după aia la final, ne-am rugat. Știți cum am plecat două zile mai târziu din tabăra aia? Era liber, era plin de bucurie, înțelegea că trebuie să trăiască, că Dumnezeu are de lucru cu el, că Dumnezeu vrea să facă lucru prin viața lui. Pentru că, oameni buni, e foarte important cum interpretăm anumite lucruri.
E foarte important cui le împărtășim, de la fel de important cui, ascultați-mă, mai apoi cum interpretăm lucrurile acestea. Acum, gândiți-vă numai puțin la Iosif, da? La 17 ani are aceste două vise. Visele sunt cât se poate de clare. Ce înseamnă? Înseamnă că Dumnezeu îl va pune pe Iosif într-o poziție de proeminență, adică îl va pune deasupra fraților lor, deasupra familiei lui. Că Dumnezeu îl va înălța în familia lui. Asta e clar. Acum trebuie să fii proroc, trebuie să fii tălmaci, să-ți dai seama că asta înseamnă. Sunt două vise clare și simple. Acum, dragii mei, concluzia e clară, nu? Dar în același timp, știți ce interesant? Eu când citesc viața lui Iosif, o citesc foarte detașat. Pentru că am crescut cu povestea lui Iosif din copilărie în biserică. Eu știu ce urmează. Eu când citesc capitolul 39, când Iosif ajunge în pușcărie, eu zâmbesc. Și de ce? Pentru că eu știu ce urmează. Noi, dragii mei, de exemplu, când citim Evanghelia după Ioan sau Evanghelia după Matei, capitolul 26, ești frânt, ești distrus pentru că vezi că îl omoară pe Iisus Hristos, dar noi știm ce urmează, noi știm că Iisus după 3 zile urmează să învie, mai apoi nu doar să învie, să-și arate puterea, slava și gloria, mai apoi să se înalțe la cer și știm că va reveni, noi știm ce urmează, dar vreau să vă spun ceva. Iov, dragii mei, când citim viața lui Iov și când vezi atâta durere în capitolul 1 și capitolul 2, când vezi drama lui Iov, când vezi lamentațiile lui, când vezi dezbinările din mintea lui într-un fel, că Doamne, nu te mai înțeleg, Doamne, ce se întâmplă, de ce? Când vezi frământarea lui Iov, ascultați-mă, eu când citesc cartea lui Iov, o citesc detașat și știi de ce? Pentru că eu știu deznodământul. Iov, dragii mei, nu știa că el suferă din cauza faptului că undeva în cer Dumnezeu s-o lăuda cu el. Iov nu știe toate astea, noi culme că le știm. Eu, dragii mei, știu ce urmează în capitolul 42, că Dumnezeu are să-l binecuvânteze pe Iov dublu decât a avut înainte. Dar Iov nu știa în etapa, în capitolul 2, Iov nu știa asta. Iov e praf, e la pământ, e distrus. Iosif, dragii mei, în capitolul 39, habar nu are care va fi deznodământul. Iosif nu știe, dragii mei, ajungând în pușcărie, culmea, pentru că e credincioș, pentru că își ține credința puternică în Dumnezeu. Omul ăsta nu știe ce o să urmeze. Viitorul lui în ceasă. Vreau să te întreb ceva. Tu ce știi despre tine ce va fi mâine? Ai vreun habar ce va fi peste o săptămână? Nu! La fel, dragii mei, nu știa nici Iosif în versetele acestea din capitolul 39 ce o să fie. Viitorul era în ceasă. Spun încă o dată, e o mare diferență să citești viața lui Iosif sau să fii în pielea lui Iosif. Să pornești la viață, însă să mă gândesc, cu tot ce a pornit Iosif la viață, a fost cu două vise în ghiozdan. Asta e cea mai mare zese pe care o are Iosif la 17 ani. Două vise băgate într-un ghiozdan al minții, dacă vreți. Și cu alea să pornești la drum și să ajungi în pușcărie și să ajungi să parcă un roller coaster întreaga viața lui Iosif, acum mai sus, acum mai jos. Când parcă e bine, dintr-o dată înapoi probleme. Însă, dragii mei, toate acestea, pentru că acum înțelegem cuvântul Domnului, pentru că noi înțelegem și vedem Scriptura și vedem toate lucrurile au un sens, pentru că vedem acest dezdoământ, dragii mei, putem să spunem în această zi, dragii mei, că tot ce s-a întâmplat în viața lui Iosif sunt niște teste prin care Dumnezeu vrea să-l promoveze. Dumnezeu vrea prin aceste teste prin care Iosif trece ca el să fie promovat. De aceea este titlul gândului meu din această seară, testați pentru a fi promovați. Ne place partea a doua, nu ne place prima parte. Vrem promovare, dar fără testare. Vrem să fim ridicați, dar fără să fim încercați. Însă, dragii mei, nu există promovare în lucrarea lui Dumnezeu. Nu există promovare, ascultați-mă, din perspectiva lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să testeze pe cineva. Dumnezeu ne testează înainte să ne promoveze. Pentru că acesta este planul și principiul lui Dumnezeu. Acum, primul lucru vreau să vă uitați în viața lui Iosif. Sunt 4 teste pe care le-a identificat în versetele acestea. Pot fi mai multe, mult mai multe din capitolele dedicate în cartea Geneza vieții lui. Dar vreau să mă rezum la 4 în această seară. Dragii mei, suntem testați pentru a fi promovați. Uitați-vă, primul lucru, ne este testată, știți, integritatea. Primul lucru pe care îl văd, dragii mei, că este testat din plin în viața lui Iosif, Iosif este supus la testul integrității și știți, prin ispite, care sunt, atenție, îngăduite de Dumnezeu, nu generate de Dumnezeu, e o mare diferență. Noi știm și în Iacov, noi știm, dragii mei, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu, da, îngăduie ca noi să fim ispitiți pentru că înțelege că există un scop în toate acestea. Dumnezeu permite lucrurile acestea, dar nu înseamnă că Dumnezeu le generează. Dragii mei, ne este testată integritatea. Ăsta este primul mare test la care Dumnezeu ne supune înainte să fim promovați, înainte ca Dumnezeu să te ridice, înainte ca Dumnezeu să te folosească la un alt nivel. Știu că îți dorești, știu că te rogi pentru asta. Vrei ca Dumnezeu să facă ceva mai mult. Vrei mai mult decât rugăciunea sterilă. Vrei să se întâmple ceva, vrei să te deschidă anumite uși, vrei să dărâme niște ziduri, vrei să vezi ceva concret schimbându-se în familia ta. Dar știi, Dumnezeu spune, ascultă aici, vreau să-ți testez integritatea.
Integritatea ta, ascultă-mă, importantă în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la integritatea unui om. Dumnezeu se uită la caracterul unui om. Dumnezeu cântărește foarte mult în ochii lui, ascultați-mă, integritatea. Și Iosif, dragii mei, uitați-vă la el, are parte de niște ispite. Repet, Dumnezeu le îngăduie, nu le generează. Dar vedeți dumneavoastră, întotdeauna ispita este ceea ce diavolul face, e ceea ce diavolul ne pune în fața noastră ca să obținem ce ne dorim, dar într-un mod greșit. Acum, vreau să vă uitați cum a fost ispitit Iosif, pentru că la fel ca și el suntem ispitiți și noi astăzi. Iosif, dragii mei, am stat să mă gândesc, uitați-vă, Iosif, dragii mei, cred că a fost foarte ispitit din punct de vedere financiar. La ce mă refer? Și material. În Geneza, capitolul 39:6, zice cuvântul Domnului că Potifar, după ce l-a cumpărat de la Ismaeliți, l-a dus de la casă. Și la un moment dat se uită Potifar la ăsta și vede, bă, dar ăsta e serios, mă, băiatul ăsta. Băi, tânăr, mă, dar e harnic. Numai că e harnic, dar e și deștept. Fii atent că îi merge mintea. Stăpâne, n-am putea să facem pentru că am economisit bani acolo. Și zice, bă, și ceva, fă asta. Și dintr-o dată, uitați-vă, treaptă cu treaptă, pas cu pas, vorba lui Iohannis, mai avem puțin și lumea avem, dar fiți atenți, pas cu pas, omul ăsta este promovat. Și spune cuvântul Domnului, versetul 6, că egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif ce? Tot ce avea. Și n-avea altă grijă, ascultați-vă, decât ce să facă? Să mănânce și să bea. Pe oameni buni, seiful era pe mâna lui Iosif. Banii erau pe mâna lui. Tot ce însemnea administrație, toți angajații veneau la Iosif să ia salarul și plata. El tăia, el spânzura financiar în casa aia. Acum, puneți-vă vreo puțin în postura lui Iosif. E tânăr, e 17, 18, 19, 20 de ani pe acolo undeva. Te-au vândut frații. Dar te-au vândut urât. Ai dezamăgiri în viață. Ai ajuns sclav în Egipt. Și dintr-o dată, unul o lăsa pe mâna ta ce? Toată casa. Acum, n-ar zice un român de al nostru, mă, de unde muncești trebuie să trăiești. Dar cum trăiești îți alegi tu. Și probabil că foarte mulți ar fi fost ispitiți, mă, acum cât îmi dă asta pe lună? 3.000 de euro, serios, la cât lucru? Bă, eu cred că merit mai mult. Nu-mi dă primă, las că-mi iau eu primă. Ăsta nu mi-a socotit inflația la pe ultima lună. Las că pun de la mine. Câți oameni, dragii mei, gândiți-vă de-ar fi fost în locul lui Iosif? Nu și-ar fi parcat niște bani deoparte din banii lui Potifar. Iosif e un om integru și Iosif biurește ispita asta. O să vă întreb. Ești în diferite contexte la locul de muncă. Dacă nu curge picură, merge varianta asta. Dacă nu, ăsta o pungă. Oameni buni, Dumnezeu ne testează integritatea. Iosif a biruit ispita aceasta. Apoi o altă ispită, dragii mei, pentru că uitați, el vine în intensitate, este într-un crescendo. Spune cuvântul Domnului că soția lui Potifar a pus ochii pe el pentru că era frumos. Și a început în fiecare zi să-i facă avansuri. Oameni buni, dumneavoastră credeți că Iosif a fost imun? Credeți că Iosif n-a avut pulsiuni carnale? Avem impresia că Iosif a fost un neprihănit care abia atingea pământul, el nu avea nicio problemă? Credeți că Iosif nu se lupta în mintea lui cu gânduri? Ba da. Credeți că Iosif, dragii mei, n-avea lupte puternice la nivelul minții? La nivelul trupului? Ba da. Iosif, uitați-vă, este ispitit nu doar material, este ispitit sexual. Și, dragii mei, într-un context ca acesta, a fost foarte greu pentru Iosif să biruiască asta. Și totuși, Iosif e un om integru. Iosif e un om integru, dragii mei, și spune, ferească Dumnezeu, cum aș putea să fac față de stăpân, dar față de Dumnezeu un lucru ca acesta? Nu voi face asta. Acum, încă o ispită pe care, dragii mei, Iosif cred că a biruit-o. Dragii mei, o altă ispită pe care Iosif a biruit-o, uitați-vă, îi șef, spune Biblia, în casa lui Potifar, îi trimis în pușcărie, dar nu orice pușcărie, asta nu era Gherla, asta era Rahova din București, secția de ținut speciali. Pentru că dacă veți fi atenți, zice că a luat pe Iosif, versetul 20, Geneza 39, l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiștine. Întemnițații cui? Împăratului. Aia nu era orice pușcărie. Era cea mai luxoasă pușcărie din Egipt. Acolo erau mavipurile.
Acolo erau, dacă vreți, pe vremul politicienii noștri trimiși de DNA acolo să scrie cărți. Deci era acolo o altă lume totuși, o altă secție specială. Acolo îi trimis Iosif. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul a fost cu Iosif, versetul 21, și a întins bunătatea peste el, a făcut să capete trece înainte mai marelui temniței. Și mai marele temniței e pus sub privegherea lui ce? Ce-a pus sub privegherea lui Iosif? Și ce eu pus, spune Biblia, pe toți întemnițații care erau în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Ce era Iosif? Șef, a venit pe mâna lui. Acum, oameni buni, ascultați-mă, când e unul care ajunge câteodată într-o postură, într-o poziție, se întâmplă minuni în politică, îl pune șef la temir ce? N-are nicio treabă, dar ajunge șef. Bă, să-l vedeți pe ăsta când e șef, că nu-și mai încape haine. Uitați-vă însă la Iosif, dragii mei. Iosif are o atitudine umilă și când e șef. Iosif, dragii mei, deși într-o poziție de autoritate și sunt folgâți că sunt foarte mulți oameni ispitiți cu statutul pe care îl au. Știți? Spunea cineva că dacă vrei să cunoști cu adevărat caracterul unui om, pune-i într-o poziție de autoritate. Dă-i putere unui om ca să vezi caracterul lui. Dă-i autoritate, dă-i putere ca să vezi caracterul lui. Acum, dragii mei, vedem cum e ispitit Iosif, vedem cât a fost ispitit. Uitați-vă, spune Biblia, auziți, versetul 10, măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif. Iosif a fost ispitit, dragii mei, gândiți-vă numai de soția lui Potifar, zile și zile și zile și zile și zile. Iosif, gândiți-vă că a avut banii pe mână, se ifura la el, 70.000 de euro acolo, 100.000 de euro sacul erau puși în fața lui, se uita în fiecare zi când închidea și deschidea. Credeți că nu a fost ispitit? Când a fost șef și când a avut toate cheile din temniță pe acolo pe mâna lui și bă, tu comentezi cu mine? Ok, nu mai saluta, las că te bag la carceră. Dumneavoastră credeți că nu a fost ispitit Iosif? Ba da, dar a fost ispitit, ascultați-mă, foarte mult, dar în același timp, omul acesta a biruit. Spune cuvântul Domnului despre Iisus Hristos, dragii mei, că a fost biruit, că a fost ispitit de către diavolul în trei feluri. Și auziți, până la urmă, diavolul ce a făcut? A plecat de la cine? A plecat de el. Și zice, a plecat diavolul de la Iisus, pentru că și-a dat seama că își pierde timpul. Ascultați-mă, diavolul a plecat de la Iisus Hristos printre altele pentru că și-o dă seama că își pierde timpul, că Iisus nu va ceda. Și de ce diavolul încă nu pleacă de la noi uneori? Pentru că nu a realizat faptul că își pierde timpul cu noi. Pentru că aceeași ispită pe care ți-o întinde în fiecare săptămână, caz din nou în ea. Pentru că n-ai spus, este scris, pentru că nu te-ai împotrivit, azi, mâine, poi mâine, poi mâine, săptămâna viitoare, până când diavolul o să spună, bă, știi ce, eu cu ăsta îmi pierd timpul. N-are rost să-l mai spitesc, n-are rost să mai stau, pentru că îmi pierd timpul cu el. Oare ai ajuns în punctul ăla în care diavolul să spună, să realizeze în dreptul tău, îmi pierd timpul cu el, n-are rost să-l mai spitesc, că ăsta nu cedează, pentru că ăsta are pe Hristos în el. Ajută-ne, Domnul, să avem un astfel de caracter. Domnul să ne ajute la asta. De aceea, dragii mei, trebuie să fim atenți în direcția asta. Dumnezeu ne testează înainte să ne promoveze, Dumnezeu ne testează integritatea și îngăduie anumite ispite în viața noastră. Fii atent, ascultă-mă, în numele lui Iisus Hristos te încurajez, te îmbărbătez în această zi să biruiești ispitele. Învață de la Iosif, vreau să învățăm de la omul acesta să fii departe de casă, să fii dezamăgit, să fie visele zdruncinate. Și cu toate acestea, spune cuvântul Domnului, că omul acesta a biruit și a fost integru. Mai apoi, dragii mei, un al doilea lucru care ne este testat, Dumnezeu înainte să te promoveze, te testează. Și, dragii mei, uitați-vă cine mai este testată și văd în viața lui Iosif atât de clar. Ne este testată dependența de el prin absența răspunsurilor care vin de la el. Dumnezeu, dragii mei, uneori ne testează dependența de el, știți cum? Tăcând în dreptul nostru. Dumnezeu, dragii mei, ne testează dependența și credincioșia față de el, știți cum? Prin absența răspunsurilor pe care le așteptăm de la el. Dumnezeu vrea să vadă cât depindem noi de el, cât stăm lângă el. Doamne, m-am rugat o lună, nu s-a întâmplat nimic, mă duc mai departe, îmi fac planurile mele dacă tu nu vrei să intervii. Dragii mei, vreau să vă gândiți la Iosif. Vreau să vă gândiți la Iosif, dragii mei, pentru că omul acesta este dependent de Dumnezeu, deși sunt atâtea lucruri care sunt absente din viața lui, în mod special răspunsurile clare din partea lui Dumnezeu. Iosif nu știe când se vor împlini visele acestea, doar știe că acum e în pușcărie. La 17 ani, dragii mei, este vândut de către frații lui. Știm mai apoi că la 30 de ani, Geneza 41:46, se înfățișează înaintea lui Faraon și este pus ca și guvernator, ca și dacă vezi prim-ministru în Egipt.
Mai știm un lucru, dragii mei, că spune Biblia, după ce o tâlcuit în temniță aici visele paharnicului și pitarului, zice Biblia că o mai sta, știți cât? Geneza 41:1, după 2 ani. Deci putem să spunem, dragii mei, sunt câteva concluzii pe care le putem trage, că Iosif are o perioadă de așteptare între visul ăsta și împlinirea lui de cel puțin 13 ani. De cel puțin 13 ani. 13 ani în care nu primește răspunsuri clare, 13 ani în care Dumnezeu, ascultați-mă, nu-i dă prea multe lucruri în sensul ăsta de explicații, nu-i răspunde. Și în absența răspunsurilor, știți ce văd la Iosif? Văd o dependență totală de Dumnezeu. Știți de unde văd de dependența lui de Dumnezeu? Pentru că zice Biblia, dragii mei, că Dumnezeu a fost cu el. Dumnezeu a fost cu el. Știți cu cine este Dumnezeu? Dumnezeu este cu oamenii care își pun în totalitate credința în el. Dumnezeu este lângă oamenii care depind de el, care au nevoie de el și care îl mărturisesc pe el. Absența răspunsurilor de prezența lui Dumnezeu. Lipsesc răspunsurile, uite de ce. Dar îi prezent Domnul. Știți ce a observat un scriitor? Citeam o carte despre suferința lui Iov și a zis așa: un singur lucru nu i-a lipsit lui Iov în toată perioada de încercare a vieții lui. Soția a plecat la un moment dat, vrea să mă bă Dumnezeu și mori. Slujitorii au plecat. Oamenii care îl respectau, i-au întors spatele. Un singur lucru nu-i lipsește lui Iov în toate încercările și toate durerile. Un singur lucru, știți care a fost? Prezența Domnului. Domnul e acolo. Dumnezeu tace în dreptul lui Iosif, 13 ani, și Iosif nu înțelege, bun, visul e fain, dar nu văd nimic. Însă zice Biblia, au zis de mai multe ori expresia asta, Domnul a fost cu Iosif, Domnul a fost cu Iosif în casa lui Potifar, Domnul a fost cu Iosif în temniță, Domnul a fost cu el. De prea multe ori avem răspunsuri, cred că ar trebui să ne dorim mai mult prezența Domnului decât orice. Trebuie să ne dorim mai mult decât orice prezența lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Acum, știți care mi se pare lucrul cel mai paradoxal aici, în textul acesta, în Geneza 40? Pentru că am spus că ne este testată dependența de el prin absența răspunsurilor. Oameni buni, Dumnezeu îți dă un vis, două vise în copilărie și le știm și le-am împărtășit în această seară, da? Pornești cu astea la drum în viață. La un moment dat Dumnezeu pune visele tale pe pauză, nu-ți mai spune nimic despre ele. Ajungi în pușcărie și culmea este că vin doi oameni supărați, triști, paharnicul și pitarul lui Faraon. Și amândoi au câte un vis. Și știți ce face Iosif? Zice Biblia, bă, hai încoace, spuneți-mi ce s-a întâmplat. Uite ce am visat. Nu, fii atent, așa vorbește Domnul. Acum nu pus, dar cam așa a fost cu voce de la Domnul tâlcuirea, da? Fii atent, tu peste 3 zile o să fii pus înapoi, tu peste 3 zile, îmi pare rău. Domnul să te binecuvânteze, pregătește-te. Și ce mi se pare aici paradoxal? Vă rog să rețineți, vă rog, detaliul acesta. Nu ți se pare ciudat uneori că Dumnezeu te folosește pe tine să le vorbească altora? Dumnezeu deslușește visele altora prin tine în timp ce în dreptul visului tău tace. Dumnezeu vorbește clar, peste 3 zile, ascultă-mă aici, Doamne, dacă cu mine, Iosif, îs aici lângă tine, ai tot ce contează. Harul meu ți este de ajuns. Știu că pentru noi, dragii mei, asta pare paradoxal și frustrant uneori, dar vreau să vă gândiți la Iosif, dragii mei, omul ăsta rămâne credincios de Dumnezeu, omul ăsta rămâne dependent de Dumnezeu, Doamne, dar știi ceva, m-ai folosit, am prorocit și uite că s-a întâmplat și cu mine, Iosif, Iosif cu tine, ai tot ce contează. Să te folosească Dumnezeu, nu vi se pare interesant să te folosească Dumnezeu? Dumnezeu să vorbească prin tine, să aducă răspunsuri la întrebările altora, la problemele altora, să te rogi Dumnezeu să te asculte, să te rogi pentru altul, te rogi pentru tine și nimic, ceață totală. Ei, vreau să vă spun ceva, știți ce am învățat din viața lui Iosif? Este, dragii mei, că trebuie să rămâi lângă Dumnezeu și când Dumnezeu în dreptul tău nu vorbește, de acolo mai te folosește. Ăsta este un principiu pe care unul poate este greu să înțelegi. Ok, ascultați-mă, poate tu nu înțelegi anumite lucruri, dar vreau să vă spun ceva. Îmi imaginez și în asta, Doamne, mi-ai dat darul tălmăcirii visurilor, de ce să-l mai folosesc? Că tu nu vorbești în dreptul visului meu. Doamne, nu-i drept, nu-i corect, cum adică mie nu-mi tâlcuiești visul meu și eu tâlcuiesc visele altora? Nu vreau darul ăsta. Uite unde am ajuns din cauza visului meu, am ajuns în pușcărie și culmea am ajuns ce? Să tâlcuiesc visele altora, nu mulțumesc. Putea să zică Iosif, ce-i cu voi, m-am visat, lasă-mă în pace, să vezi ce vis am avut eu. Voi vă plângeți, stai să vezi ce vis am avut eu și uite unde am ajuns din cauza visului meu.
Oh, m-am săturat să mai au visuri. Putea să aibă Iosif atitudinea asta. M-am săturat să mai slujesc, m-am săturat să mai fac aia. M-am săturat să mă mai folosească Dumnezeu. Dar ascult un lucru. Azi, Dumnezeu folosește darul ăsta din viața ta în dreptul pitarului și paharnicului. Și peste 2 ani de zile, Dumnezeu folosește darul ăsta înainte lui Faraon. Tu nu vezi planul mai mare, pentru că ești supărat că nu ți-a vorbit Domnul acum. Ascultă-mă, slujește. Stai dependent de Dumnezeu, chiar dacă îți absente anumite răspunsuri. Culmea, Dumnezeu nu-ți vorbește ție, dar vorbește prin tine în viața altora. Este un paradox. L-am întâlnit de atâtea ori. Dar când îi descoperi sensul, te vei bucura. M-am gândit la Reinhard Bonnke. Am citit vreo 4-5 cărți despre viața lui Bonnke, despre evanghelizare prin foc, despre lucruri și mai mari ca acestea veți vedea, care m-au mișcat, m-au cutremurat, am auzit mărturii, nu una, am auzit, cred că în ultimul an de zile am ascultat podcasturi, am auzit vreo 30-40 de mărturii de oameni vindecați, dar nu așa, nu oameni buni că au avut degetul strâmb și s-au îndreptat și i-au crescut piciorul 3 cm și după aia s-au dus înapoi, nu, vorbesc de cazuri supranaturale, învieri din morți care au fost prin mâinile acestui om, Dumnezeu s-a folosit de Bonnke. Și Bonnke, știți că în ultimii 4 ani de viață, o slujit măcinat de cancer? Dumnezeu vindeca prin Reinhard Bonnke sute de oameni bolnavi de cancer, poate mii. Și omul ăsta nu s-a oprit să slujească pe Dumnezeu până în ultima clipă a vieții lui. Pentru că, dragii mei, știți cum ne testează Dumnezeu înainte să ne promoveze? Ne este testată dependența de El în absența răspunsurilor. Eu vreau răspuns, Dumnezeu spune, încă nu-i vremea. Eu știu timpul potrivit. Eu știu timpul potrivit. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem asta. 3. Cum ne testează Dumnezeu înainte să ne promoveze? Ne este testată mai apoi, am văzut integritate, ne este testată dependența de El. 3. Ne este testată, dragii mei, chemarea. Știți cum? Cum îți testează Dumnezeu chemarea? Prin delegarea unor responsabilități. Dumnezeu te testează prin delegare de responsabilități. Dumnezeu îți dă responsabilități și îți testează chemarea. Acum, am mai spus în biserică și o imagine, pentru că sunt tată și îmi dau seama cât de importantă este imaginea asta. Dumnezeu nu e un tată responsabil. Dumnezeu niciodată nu o să trimită pe cineva undeva unde omul nu-i pregătit. Dumnezeu nu o să pună pe cineva să facă ceva până când nu este pregătit. De aia Dumnezeu ne testează înainte să ne delege responsabilități. Dumnezeu ne testează chemarea, dragii mei. Știți, asta să mă gândesc, dragii mei, de ce nu l-a pus Dumnezeu direct pe Iosif, prim-ministru, la 11 ani în Egipt? La 17 ani, când i-a dat visul. Am avut un vis, aleluia, la 17 ani mă cheamă Faraon și mă duc și o să fiu cel mai tare. De ce nu? De ce nu l-a pus Dumnezeu pe David la 16 ani, când îi prorocește Samuel și îl lunge, vei fi împărat? Cât ai? Scurtă vremea, cât? 14 ani. Peste 14 ani o să ajungi pe tron, mai vedem. Cât? 14 ani? 14 ani? Între chemare și confirmare? Între înștiințare și implementarea chemării? 14 ani, da. Ce se face în tot timpul acesta? Dumnezeu îi deleagă lui David responsabilități. Du-te acolo, fă aia. Ce se întâmplă cu Iosif? 13 ani? Dintre momentul visului și împlinirea lui? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu ne testează chemarea delegându-ne responsabilități. Și niciodată nu vei porni de aici, vei porni de aici. Dumnezeu nu sare peste etape cu tine. Pentru că nu te va pune decât atunci când ești pregătit să faci lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a mai spus principiul ăsta, dacă ți-ar da Dumnezeu acum visul pe care ți-a spus că ți-l va da, dar dacă ți-l-ar da acum în stadiul în care ești, ar fi pentru tine un blestem, o binecuvântare. Te-ar distruge, pentru că n-ai putea de mândrie. Dumnezeu nu te-a pus încă în statutul ăla în care vreau să te folosească peste 10 ani și îl știi de ce, pentru că trebuie să mai treci prin niște etape. Vreau să vă uitați puțin la viața lui Iosif. Dragii mei, cum l-a folosit Dumnezeu pe Iosif? Care a fost chemarea lui specifică? Noi știm că a avut darul tălmăcirii viselor, dar care a fost chemarea lui Iosif? Ce să facă? Care a fost? Administrativ. Știți că asta este o chemare? Dumnezeu l-a chemat pe Iosif, dragii mei, ca să administreze o țară numită Egipt într-o vreme providențială. Nu, acum, știți cum vom crede, dragii mei? Am crede că Iosif, dragii mei, toată ziua nu m-au stat în rugăciune, citit Biblia și nu a făcut nimic. Și dintr-o dată a ajuns prim-ministru. Nu!
Dragii mei, uitați-vă, primul lucru pe care îl administrează Iosif, primul lucru în care Iosif își dezvoltă abilitățile de a fi administrator, știți unde este? În casa lui Potifar. O să începe, nu credeți că acum au venit Iosif, a, și mâine gata, bă, tu ești bun, hai că tu dau pe tine. Nu, l-a observat, l-a văzut, bă, ăsta e serios, ăsta e conștiincios. Uite, bă, ăsta are rezultate. Hai să pun mai sus, mai sus, mai sus. Îi dau încă o responsabilitate, încă o responsabilitate. Și pentru că Iosif e credincios, într-o zi îl pune mai mare peste întreaga lui casă. Bun, spune cuvântul Domnului că vine nevastă, să știți ăsta, s-o dat la mine, nu știu ce, ăsta e supărat, nu știu ce să creadă. Bun, îl trimite în pușcărie, dar ascultați, dragii mei, știți cine l-a trimis în pușcărie? Potifar. Știți cine este șef peste pușcăria aia, practic? Tot Potifar. Că era mai mare, era căpetenia străjerilor. E aceeași persoană, una și aceeași persoană. De ce l-a pus, dragii mei, Potifar în pușcărie? Ce? Administrator. Pentru că știa ce e în el. Nu, acum o administra casa lui, lui Potifar. A doua zonă în care Iosif slujește, își dezvoltă abilitățile administrative în a administra lucrurile, în a gestiona lucrurile. Unde este? Într-o pușcărie, unde e greu. În condiții de stres. Și aici spune cuvântul Domnului că Domnul a fost cu Iosif și ăștia i-a dat și mai tare autoritate, pentru că l-a văzut că ce? Că omul ăsta e serios, e conștiincios. Ascultați-mă. Dumnezeu îi dă să administreze casa lui Potifar, mai apoi o închisoare. 11 ani administrează casa lui Potifar, 2 ani și ceva aproximativ închisoare. Și după aceea, la 30 de ani, într-o zi, Dumnezeu îl pune pe Iosif. Că Dumnezeu e suveran în deciziile și peste deciziile lui Faraon care îl influențează, îl pune să administreze ce? Cea mai puternică țară din lume de la vremea respectivă. Îl pune prim-ministru peste Egipt, peste noapte? Nu, după 13 ani. După 13 ani în care Dumnezeu delega responsabilități și Iosif e credincios și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Ce face? Crește. Dumneavoastră aveți impresia că Iosif în toată perioada aceasta nu m-a stat și s-a uitat la pereți. Nu, o trebuie să învețe limba. O trebuie să învețe cultura țării respective, o trebuie să învețe matematică, o trebuie să învețe economie, o trebuie să învețe administrație publică. Să nu credeți, dragii mei, că toate le-au primit așa, gata, prin Duhul Sfânt toată, i-au spus peste noapte. Dragii mei, Dumnezeu conlucrează cu noi, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, dar trebuie să lucrăm și noi. Dumnezeu își face partea lui, trebuie să o faci tu partea ta. Dumnezeu, ascultă-mă, știu cum promovează? Dumnezeu promovează pe oamenii aceia care au o chemare, delegându-le responsabilități. David, dragii mei, înainte să se lupte cu Goliat, ne avem impresia că David a ieșit dintr-o dată așa de la oi și s-a dus și gata și pac, una direct la Goliat și dintr-o dată public, e cel mai tare. Nu! Spune cuvântul Domnului că au zis David înainte să omoare pe Goliat, știți ce a mai făcut? O mai omorât câte un leu, câte un urs și nu l-a văzut nimeni. Știi că uneori înainte să se folosească Dumnezeu puternic în public, trebuie să o facă în privat? Te testează în privat? Nu l-a văzut nimeni când a omorât leul. Nu l-a văzut nimeni când a omorât ursul ăla, dar auziți, l-a văzut Dumnezeu. Și a zis, ai trecut testul, acum du-te în Valea Terebinților, că am un test mai mare pentru tine, de la privat la public. Pentru că e o tranziție, pentru că Dumnezeu deleagă lucrurile acestea. Pavel n-ajunge evanghelist prima dată. Păstă noapte, gata, mare evanghelist, Pavel, v-am mai spus, duce colecte la un moment dat, Pavel slujește, Pavel se implică. Daniel nu-i promova păstă noapte, gata, consilierul lui Nebucadnețar, nu, îți teste prin care trece, pentru că, dragii mei, Dumnezeu deleagă responsabilități. Dar vreau să spun ceva astăzi acum, care vreau să te rog tare mult să-l înțelegi și să rămâi cu el. Poate că tu nu realizezi un lucru, și ce nu realizăm noi? Noi nu realizăm, dragii mei, că ceea ce facem astăzi, munca noastră are o conotație spirituală. Noi vedem doar dimensiunea financiară, muncesc pentru că ești plătit. Mă duc acolo pentru că vreau să obțin nu știu ce. Dar ascultă-mă, dincolo de valoarea și de dimensiunea materială și fizică a ceea ce tu faci, există o dimensiune spirituală. Există o dimensiune spirituală, de aia Biblia spune, în tot ceea ce faceți, să faceți din toată inima, ca pentru cine? Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Pentru că, dragii mei, noi nu realizăm că în dimensiunea aceasta materială, de fapt, a vieții noastre, există și una spirituală pe care o nu o vezi. În jobul tău, ascultă-mă, pe care tu îl banalizezi acum, la tine nu-i servicii scârbici. Că numai noi românii putem scoate așa ceva. Munca l-a creat pe om, maximă românească, numai noi nu puteai găsi așa ceva. Dar nici chiulul și somnul nu l-a omorât. Numai românia găsește așa ceva. Dacă ai da o valoare spirituală a ceea ce faci, ascultă-mă, s-ar putea să obții promovarea din partea lui Dumnezeu. Traseul, mi-a plăcut lucrul acesta, nu mi-a împărțit de-al,
atât de frumos o auziți și de biblic din punctul meu de vedere. Traseul viitorului tău stă în rutina ta zilnică. Deznodământul viitorului tău stă în rutina ta zilnică. Ceea ce faci în fiecare zi, cât te rogi, cum muncești, cum te dedici, cum te consacri, cât de serios ești, cât de serios ești cu Biblia, cât de serios ești în relațiile tale, cât de serios ești în locul de muncă, rutina asta zilnică, în ea, ascultă-mă ce spun, e dimensiunea viitorului tău. Ești necredincios în lucruri mici, nu o să te pună Dumnezeu în lucruri mari niciodată. Iosif învață limba, cultura și administrație. Unde îl folosește Dumnezeu pe Iosif? Eu mă întorc acasă, visul meu e să mă duc acasă. Eu sunt pușcărie acum, de-abia aștept să mă duc. Toți vor să fie grațiați. Vreau să mă duc acasă. Unde? În Canaan. La tată, la mama, văd frații mei. Eu vreau să mă duc acasă. Dumnezeu spune, nu, 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 tu nu înțelegi că eu am altceva cu tine. Eu vreau să te folosesc aici în Egipt. De-aia pune mâna pe carte și învață limba, cultura, administrație, că vreau să te folosesc aici. Eu aici vreau să te folosesc. Și a zis Dumnezeu, dar Doamne, știi în visul meu să fi gândit Iosif? Cum ar fi? Că vorbeam că poți interpreta greșit visele. Nu putea să zic Iosif, dar în visul meu să frații mei să se proșterneau la picioarele mele. Înseamnă că trebuie să mă duc la ei și dintr-o dată acum să... Na, o să vină ei la tine. Dacă numești-o acasă, va veni casa la tine. Pentru că Dumnezeu are un plan. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și ultimul lucru. Înainte să te promoveze, Dumnezeu te testează. Integritatea, dependența, chemarea, delegându-ți responsabilități. Și ne mai testează Dumnezeu. Pare parcă cea mai puțin importantă, dar mi se pare cea mai importantă aproape. Ne este testată compasiunea prin interacțiunea cu alți oameni. Dumnezeu ne testează încă un lucru. Înainte să ne promoveze, ascultă-mă ce spun. Dumnezeu nu o să promoveze oameni fără inimă. A, că Dumnezeu s-a folosit în circumstanțe de oameni nemântuiți, că l-a folosit pe Nebucadnețar. Da. Dar eu vorbesc de oameni credincioși astăzi. Eu vorbesc de oameni care au un vis de la Dumnezeu să facă ceva. Eu vorbesc de oameni care încă tânjesc mai mult de ceva decât să se termine biserica, să meargă să prindă Mesopotamia deschisă și mâine să stea la meci să rupă, nu știu, 4-5 pachete de Nordline. Și care abia așteaptă visul lor cel mai mare să se plece în Antalya vara asta. Pentru asta se stresează cel mai tare, să strângă bani să plece în Antalya. Eu vorbesc de o altă categorie de visători. Eu vorbesc de oameni care au vise mai mari decât să ajungă la Babeș Bouy la IT. Să ajungă IT, să aibă 5.000 de euro pe lună să stea acasă. Sau să fie medic, sau să fie nu știu cine. Toate astea sunt bune, ascultă-mă. Dar eu vorbesc de oameni care au vise mai mari decât acestea. Care au vise de la Dumnezeu. Și dacă ai vis de la Dumnezeu, dacă sunt oameni pe care Dumnezeu îi folosește și care trebuie să viseze altfel, ca Iosif, atunci ascultă-mă ce spun. Dumnezeu nu promovează oameni care n-au compasiune, care nu sunt sensibili. Dumnezeu, cine este testată compasiunea? Prin, știți ce? Prin interacțiunea cu oamenii. Cum interacționezi cu oamenii? Cum ești în raport cu oamenii? Ai compasiune. Ascultați, spune cuvântul lui Dumnezeu, oameni buni, n-am fost în pușcărie, nu-mi doresc să ajung. Doamne ajută, spune și voi asta. Și eu spun în dreptul vostru la fel, decât dacă faceți evanghelizare, asta e altceva. Eu nu cred că în pușcărie oamenii sunt fericiți. Toți sunt nevinovați acolo, știți, nu? Avocatul, statul paralel, nu știu. Ei, acum Iosif e în pușcărie, are toate motivele să fie supărat pe viață. Supărat, sunt Doamne, iară supărat. Dar supărat rău de tot, Doamne. Pușcărie, vise. Ok. Știți care este ideea? Când trecem prin momente de derută în viață, când suntem dezamăgiți, de cum iau turnuri evenimentele, știți care e instinctul nostru omenesc? Să ne închidem în noi și să ne uităm numai la noi și la durerea noastră. Lasă-mă să înling rănile. Am nevoie de un timp pentru mine. Foarte bine. Și timpul ăla e numai pentru tine. Trebuie să stau undeva deoparte. Nu mai vin la biserică că am nevoie să nu știu ce. Nu mă mai duc acolo pentru că trebuie să... Ok. Și dintr-o dată, ascultă-mă, omul care suferă are tendința aceasta, e omenească. Să te vezi numai pe tine și numai problemele tale, să te referi numai la durerea ta. Eu și durerea mea, eu și necazul meu. Am auzit mărturia unui tată.
I-a murit soția de cancer. Dramatic, sfârșitor, Teodicee, Doamne, de ce? Corect, întrebări sunt. Oameni buni, povestea omul ăsta cu lacrimi în ochi că momentul în care a murit soția avea doi copii, un preadolescent și un adolescent. Și zis, marea mea dramă în viață este că n-am pierdut-o doar pe soția mea. Și din cauza atitudinii mele în fața suferinței, mi-am pierdut și copiii, pentru că m-am înstrăinat de ei, m-am închis în mine. N-aveam chef de ei, n-am mai avut timp de ei, am zis, ok, duceți, i-am trimis pe la bunici, i-am trimis și pe unde. Și omul ăsta acum plângea, spunând, mi-am pierdut copiii, am pierdut-o pe soția mea fizic, prin moarte, dar mi-am pierdut și copiii înstrăinându-se de mine. Știți de ce? Spunea, pentru că am fost un egoist, pentru că m-am gândit doar la durerea mea, pentru că n-am mai avut ochi pentru alții. Ascultați-mă, Iosif putea să fie foarte supărat pe viață. Știți cum să meargă în pușcărie pe acolo? Cum merg unii pacii pe libertate? Pace, Domnului. Pace, pace. Nu, am dat faliment. Nu, Domnul. Pace, sub pace. Capul în pământ, nu mă interesează de tine. Pacea Domnului, cum ești? Nu mă interesează, m-am zis așa, ca un Salomon, Domnul, mai departe. O să zic pe Iosif. Într-o dimineață, oameni buni, spune cuvântul lui Dumnezeu, Iosif zice, când a venit dimineața, dintr-o dată, în celulă, doi noi veniți. De la înaltă culte de casație și justiție. Direct de la faraon. Și spune cuvântul Domnului, versetul 6, vă rog să fiți atenți, Geneza 40:6. Iosif, când a venit dimineața la ei, când a venit la ei, ce a făcut? Geneza 40:6. S-a uitat la ei. S-a uitat la ei și i-a văzut cum? Triști. Bă, și eu supărat, dar voi de ce sunteți supărați? Ok, și tu ai durerile tale și tu ai tristețile tale și ți le plângi și normal, dar ascultă-mă, tu înțelegi că sunt oameni lângă tine cu care interacționezi, care au dureri și mai mari poate? Care sunt mai disperați decât tine? Care sunt mai la pământ decât tine? Și că Dumnezeu nu l-a voia întâmplării, te-a pus acolo pentru că vrea să interacționezi cu ei, pentru că el nu-l cunosc pe Dumnezeu, dar tu-l cunoști pe Dumnezeu. Și Iosif, dragii mei, se uită la oamenii ăștia și vede triști. De unde își dă seama că sunt triști? Pentru că dacă se uita superficial, nu-i vedea. Dar omul ăsta se uită cu atenție. Bă, ce-i cu voi? Ce ați pățit? Ce-i cu fața asta? Bă, ce ați pățit? Omul ăsta, dragii mei, ascultați-mă, îi vede. Omul ăsta mai apoi întreabă. Bă, ce s-a întâmplat? Și ăștia încep să spună. Și mai apoi zice, da, uite, ok, ia ziceți mai departe. Și omul ăsta începe să încurajeze. Bă, spuneți că la Domnul-s răspunsul. Stai așa, mă, Domnul e cu noi. Cum adică? Hai să ne rugăm, hai că Domnul va da răspuns. Compasiune prin interacțiune. Dumnezeu ne testează compasiunea. Cât de mult îți pasă de alții? Când îi vezi răiești, lasă-mă, mă, că am eu dureri mai mari ca tale, dă-mi pace. Nu. Iosif e foarte atent să se uite la ei. Am vrut să o pun într-un ton dramatic, dar acum vin de la o nuntă. De la Bistrițeni, care s-a ținut în Cluj. Și am luat o chestie interesantă. Anul trecut am fost la o nuntă. Și era Mirile acolo și lângă el era frate-sul. Și acum îl știu pe amândoi. Și acum frate-sul era necăsătorit. Acum tata lor a stat lângă mine acolo, când am avut loc discuția asta. Și eu îi zic că... acum nu-i dau numele, dar... Mă zic, ascultă aici. L-am văzut așa puțin descurajat, știi? Mă zic, e presiune puțin sensor. Mă, ai ceva? Nu, frate. Nu, nimic. Ceață. Și fiți atenți și zic. Eu am zis, mă zic, ascultă aici, la anul pe vremea asta, tu trebuie să te însori, tu vei fi însurat, zic, și fii atent, te căsurești cu o bihoreancă, cu o rădeancă. El a zis, amin. Nu, eu am zis așa, ok. Nu am vrut să-l încurajez. Ca Iosif. Acum mă crede sau nu, ajung la nuntă și vine tata Mirelui și zice, frate Dorel, zice, și o zis în public, tu știi că ești proroc? Zic, nu, altceva știu că-s. Dar tu ți-aduci aminte ce ai spus? I-ai zis că planul pe vremea asta se va însura și cu o bihoreancă, cu o rădeancă. Nu, frate, uite ce e din Bihori, din Oradea, în august se căsătoresc. Știți, ok, veți spune coincidență. Eu nu cred că e coincidență.
Eu cred că uneori, dragii mei, ascultați-mă, când acționez spiritual, când încurajez pe cineva, nu spun să acum să-i dea din alea că pleacă nu știu pe unde, nu. Spun să fii totuși rezolv. Eu am dat un biorul că eram sigur că aici sunt fete bune. Dar vă dați seama că în ceea ce spui Dumnezeu poate să imprime valoare profetică? Așteptăm să prorocim stând acasă. Doamne, spune-mi să văd, după aia să fiu sigur să verific. Uneori prin lucruri mici pe care le faci apare nesemnificative, dar când ai încredere în Dumnezeu și când vrei să-L încurajezi pe un om, nici nu știi cum Dumnezeu poate să lucreze în viața acelui om. Și de ce? Pentru că această compasiune, dragii mei, vine prin interacțiunea cu oamenii. Dacă te izolezi, nu o să ai compasiune. Dacă nu ai compasiune, Dumnezeu nu lucrează prin tine. La fel ca Boaz, la fel ca atâtea cazuri în care omul ăla, bă, o vede, am auzit de ea, că e cine asta? E aia nora lui Naomi, care știți cu, ok, m-am auzit de tine, am auzit că ați avut probleme, știi ceva, rămâi pe ogorul ăsta și culege aici, nu te dă în altă parte, compasiune. Și de la compasiune se ajunge la căsătorie. Nu știu, uneori nu e așa, un lucru bun făcut, ce repercusiuni poate să aibă în timp. Am să închei spunându-vă cu următorul lucru care l-am citit într-o carte, m-a impresionat. Auziți, o tânără de mică și-o dorit tare mult să ajungă misionară în India. Mă, dar și-o dorit, s-o rugat. De la vreo 12 ani a început să se roage, auziți, a avut inima ei pentru India. La un moment dat, la școala duminicală, profesorul i-a pus să aleagă o țară pentru care să se roage. Nu să aleagă, să tragă la sorți, erau țările lumii și i-a pus să tragă acolo. Și-a căzut India. Și din momentul ăla, la 12 ani, tânăra asta la școala duminicală, i s-a legat inima de India și a început să roage în fiecare zi pentru India. Doamne, țară mare. A început să se documenteze, crescând, s-a rugat. Până la 19-20 de ani se pregătea să meargă misionar în India. A renunțat la carieră, la job, a zis, vreau să mă duc misionar. A luat legătura cu o agenție de misiune din America, să pleacă misionar, să meargă misionar în India. Perfect, totul e pregătit. Când vrea să plece misionar în India, la 20 ceva de ani, mama ei are un accident, rămâne în căruciorul cu rotile paralizat. Și dintr-o dată, toate planurile ei cu India trebuie puse în stand-by. O 5 ani de zile are grijă de maică sa. Are grijă de mama ei. În cele din urmă, mama ei moare. Momentul în care mama ei moare, deja își face planul înapoi să plece în India. Ok, nu mai am responsabilități aici, vreau să mă duc în India. Aproape că își face bagajul din nou, fiți atenți. Cu o săptămână înainte să plece în India, singura ei soră mai mare, cumnatul ei, era într-o mașină. Mergea undeva la un eveniment și mor amândoi sub roțile unui camion. Și în urma morții sorii ei și a cumnatului rămân 5 copii orfani. Ai nimănui. Și tânăra asta acum, că e pe la 24-25 de ani, dintr-o dată trebuie să-și despacheteze toate bagajele, să nu mai plece nicăieri în India. Normal, Doamne, visul meu, Doamne, de ce? Doamne, de ce? Doamne, de ce? 5 copii de crescut și se angajează să aibă grijă de educația și să-i crească pe copiii ăștia în fiecare, devine practic mama lor. Știți cât sunt grijă de ei? Până când au ajuns pe picioarele lor, 15 ani, îngrijește copiii ăștia și îi crește ca și cum ar fi a ei, ca și cum ar fi mama lor. La 40 și ceva de ani și-o dat seama că India e departe. Dar ascultați aici. Din cei 5 copii, astăzi, 3 copii, nu-s mai copii, sunt oameni mari, sunt misionari în India. Și în loc de unul, cât vrute să meargă, au mers 3, au trimis 3. Pentru că, oameni buni, compasiunea, când uneori faptul că vezi în fața suferințelor altora, îți pui visele deoparte, pe stand-by și nu ești în sigur, și nu ești indiferent în fața suferinței altora,
Dumnezeu nici nu știe ce poate să facă cu tine. Auziți? Prin faptul că într-o zi, dacă omul ăsta, dacă Iosif în ziua era nervos că nu și-o băut cafeaua și că e supărat că ce caută în temniță, iară, Doamne, ce vis, ce vă trebuie, mă, visul, dați-mi pace, hai că plec. Deci, nu, bă, ce-i cu voi? Sunteți supărați? Hai să, bă, Domnul va da răspuns. Și nu știi, ascultă-mă, într-un gest aparent simplu, banal pe care face aș, stă de fapt cheia viitorului tău. După 2 ani, zice Biblia, după 2 ani de zile, faraon visează și el, și nu-i nimeni, și o criză la palat, și bă, cine-i? A, mi-aduc aminte, zice paharnicul, bă, știi, unul în pușcărie. Ce-i cu el? Ăla mi-a tâlcuit mie și mi-a zis 3 zile, aia a fost cu da și amin. Cum e aia? La Pentecostal, o să înțelegi, mai păstă 2000 și ceva de ani mai încolo. La Pentecostal, da și amin. Ok. Adu-l în coace. Zice Biblia că nu-l pute aduce, o trebuie ce să facă? L-a dus pe la salon. Hairstylist. L-a dus pe la Versace, că nu puteai să mergi în fața lui faraon așa. Și dintr-o dată, acum ești în pușcărie, 2 ore mai târziu ești bărbierit, ești îngrijit, ești îmbrăcat în haine de gală și te duci în fața lui faraon. Spui, zi visul. Ok. Ăsta și-a testat darul pe paharnic și pe el alții în pușcărie. Au avut timp să-și înflăcăreze darul, știți? Și acum, aha, simplu, 7 ani, 7 așa, foame, te pac, simplu. Păi, o fi simplu la tine, la mine nu-i simplu. Mă, găsim unul mai bun că el, nu. Prim-ministru, vrei? Oh. Dacă cu zmerenie, dacă nu e altcineva, mă duc eu. Și a zis faraon, știi ceva? Ascultați aici. De azi încolo, încă nu a făcut anunț public pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok. Mare atenție, toți egiptenii, de azi încolo să știți, el e bossul, numai eu deasupra lui, rest taie și spânzură, face ce vrea. Și vine vremea când frații lui... Teste și promovare. Hai să ridicăm. Cum stai cu integritatea? Dumnezeu, dragii mei, ne testează integritatea. Dumnezeu mai apoi, dragii mei, ne testează chemarea, delegându-ne în responsabilități. Mai apoi, dragii mei, vreau să înțelegem că Dumnezeu ne testează compasiunea. Dumnezeu, dragii mei, ne testează mai apoi dependența de El. Toate lucrurile acestea au un scop în planul mare lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te ridice, dar nu până nu treci testul. Haideți să ne rugăm Domnului încă o dată. Poate ești în perioada de pușcărie a visului tău. Poate că visele tale sunt pușcării astăzi. Dumnezeu le va scoate odată cu tine de acolo. Dar încrede-te în El. Amin? Nu credeți, nu? Oameni buni, trebuie să învățăm din nou să visăm mare cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a uitat. Dumnezeu nu ne-a abandonat. Dumnezeu are un plan. Și știu că este mesajul lui Dumnezeu pentru tine astăzi. Alminteri, nu m-ar fi presat atât de mult să ajung cu gândul ăsta la dumneavoastră. Dumnezeu știe de ce și cui îi spune mesajul ăsta. Haideți să ne rugăm.